economics is different around the world. Situația economică și mersul economic este diferit în toate țările lumii. Based on man's system. Se bazează pe sisteme umane. But the Bible has one system to use. Însă Biblia folosește un singur sistem. Here's some economies around the world. Iată câteva economii și sisteme economice din lumea noastră. Feudalism, you have two cows, your lord takes some of the milk. Feudalismul înseamnă că dacă ai două vaci, stăpânul pământului, boierul, îți ia din laptele lor. Fascism, you have two cows, the government takes both, hires you to take care of them, sells your milk. Fascismul, dacă ai două vaci, guvernul ți le ia pe amândouă, te angajează să ai grijă de ele și îți vinde ceva lapte. Communism, you have two cows, your neighbors help take care of them and you share the milk. Comunismul știți foarte bine, dacă ai două vaci, vecinii îți dau o mână de ajutor cu ele și împarți laptele cu ceilalți. Totalitarianism, you have two cows, the government takes them both and denies they ever existed. Dacă ești într-un regim totalitar, guvernul îți ia amândouă vacile, neagă că ele ar fi existat vreodată. Drafts you into the army and milk is banned. Te trimite în armată și nimeni nu mai are voie să consume lapte. Capitalism is which many people want to move to. Capitalismul spre care țintesc cei mai mulți. You have two cows, you sell one and you buy a bull. Ai două vaci, vinzi una, cumperi un taur. Your herd multiplies and the economy grows. Ciurda ta crește și astfel economia se dezvoltă. You sell them and retire on the income. În cele din urmă vinzi toate vacile și te pensionezi și ai bani suficienți. Now that's the most desirable. Asta e cel mai de dorit situație, nu? Well, let me show you what happens when you introduce greed into capitalism. Însă aș vrea să vă arăt ce se întâmplă atunci când în capitalism introduci lăcomia. You have two cows, you sell three of them to your publicly listed company. Ai două vaci, vinzi trei dintre ele companiei tale la bursă. Using letters of credit opened by your brother-in-law at the bank. Folosește o linie de credit deschisă la bancă de către cumnatul tău. You then execute a debt equity swap with an associated general offer so that you get all four cows back. Apoi execuți un schimb de datorii astfel încât să obții toate cele patru vaci înapoi. With a tax exemption for five cows. Obții o scutire de taxe pentru cinci vaci. The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a Cayman Island company. Drepturile și cota de lapte pentru 6 vaci sunt transferate printr-un intermediar undeva în insulele Cayman. Secretly owned by the majority shareholder who sells the rights to all 7 cows. O companie care este deținută în secret de către acționarii tăi majoritari care vând drepturile pentru 7 vaci. Back to the government. Înapoi la guvern. The annual audit report says the company owns 8 cows with an option for one more. Și când se face auditul la sfârșit de an, se spune că ai 8 vaci și ai opțiunea de a avea încă una. That's why the economy is in the shape it's in. De aceea economia arată așa cum arată. That's really what I explained, just what happened with mortgage-backed securities in the United States. Acum tocmai vă explic ce s-a întâmplat cu companiile de investiții financiare, în special imobiliare, în Statele Unite. The smartest people in the world supposedly financially make the biggest mistakes. Oamenii care sunt considerați a fi cei mai isteți și mai pregătiți din punct de vedere financiar, pare că ăștia fac cele mai mari greșeli. Because they don't follow a plan. Pentru că n-au urmat un plan and they don't have principles. Și pentru că nu lucrează după principii. Good stewards must agree on a plan. Cei care sunt buni administratori trebuie să cadă de acord asupra unui plan de acțiune. Based on a solid foundation grounded in principles in scripture. Un plan care este înrădăcinat în principiile care apar în scriptură. Money is what most couples fight about. Majoritatea cuplurilor au argumente și ceartă tocmai cu privire la bani. When Marsh and I came into marriage, we were from separate backgrounds. Atunci când m-am căsătorit cu soția mea Marsha, noi proveneam din două familii și cu trecuturi diferite. We saw our parents do different things with money. Fiecare dintre noi obișnuiam să ne vedem părinții lucrând altfel cu banii. Marsha grew up in a very poor family. Marsha a crescut într-o familie săracă. And I grew up in a middle class family. Eu am crescut într-o familie de clasă mijlocie. And we had to combine our lives together. Și cumva viețile noastre au fost unite împreună. If divorce is 70% because of finances, this is the one couples need to get right. Dacă divorțul este sursa dacă problemele financiare sunt sursa 70% din divorțuri, cred că orice familie trebuie să învețe cum să administreze chestiunile financiare. The principles found in scripture will bring you onto one mind. Principiile din scriptură vor face pe amândoi soții să gândească la fel. Because the Bible says we are one flesh. Pentru că Biblia spune că soțul și soția devin un singur trup. Now if you're not married yet, you need to listen up.
Dacă încă nu ești căsătorit sau căsătorită și tu trebuie să asculți cu luarea minte. Because right now it's you and the Holy Spirit operating your finances. Pentru că acum ești tu și Duhul Sfânt operând asupra situației tale financiare. Now I always tell couples about this time that there are two mentalities in marriage. Cam pe în momentul ăsta le spun cuplurilor că în căsnicie există două mentalități. There's usually an abundant mentality. Fie este mentalitatea abundenței, a belșugului, where they want to spend everything. Când familia vrea să cheltuiască totul. And there's a scarcity mentality where they want to hoard all the money. Și mai este mentalitatea zgârceniei, în care toți banii trebuie să se adune, nu cheltuim nimic. I usually like to see one of each in the marriage. Într-o căsnicie aș vrea să văd și una și cealaltă. Because they tend to balance each other out. Pentru că atunci cele două se vor echilibra. So, last night Gary was talking about anger. Aseară Gary vă vorbea despre mânie. It's very hard to practice anger management when we're talking about money. Este foarte greu să-ți controlezi mânia atunci când vorbim despre bani. I saw this cartoon and it reminded me of Gary's anger story. Am văzut într-o bună zi această ilustrație, această bandă desenată care mi-aduce aminte de ce spunea Gary aseară. He says, whenever I get mad at you, you never seem to get upset. Ori de câte ori mă enervez pe tine, pare că tu nu ești afectată. How do you control your temper? Cum reușești să-ți menții controlul? She says, I just go and clean the toilet. Păi mă duc și curăț toaleta. He says, how does that help? Păi și asta cu ce te ajută? She says, I use your toothbrush. Folosesc periuța ta de dinți. So there's some good anger management there. Deci observați cum să-ți controlezi mânia. Now, I want to show you something. These are, and you don't, I have these down, so you don't have to write these down. They're in your handout. Toate aceste lucruri pe care le pun în față pe imagini, le aveți și dumneavoastră, nu trebuie să vi le notați singuri. I'm going to go over each one of them at a time, but I want you to see all five of them. Voi trece peste fiecare dintre ele și ascultați-mă ca să prindeți imaginea de ansamblu. When I saw these five key principles, they absolutely changed my life when I operated under them. Când am învățat aceste cinci principii, ele mi-au schimbat radical viața atunci când am început să le aplic. These principles helped me to see what God's plan for money was. Aceste principii m-au ajutat să văd care este planul lui Dumnezeu cu privire la finanțe. They're simple, but they work. Principiile sunt simple, dar eficiente. These principles were actually put on our money. Principiile astea au fost puse pe bancnota noastră. This seal appears on our dollar bill. Pe bancnota noastră de un dolar apare acest sigiliu. Many people thought this seal was designed by Freemasons. Unii au crezut că asta e ceva desenat de către masoni, chestia cu ochiul. They actually had a movie in my country on it. Și în țară, în Statele Unite, s-a făcut chiar un film pe chestia asta. But Hollywood never lets facts get in the way of a good story. Dar Hollywood niciodată nu lasă realitatea să se interpeleze în fața unei povești faine. That seal was designed by a man who started the first Bible society in America. Această emblemă a fost proiectată de către un om care a început primul grup de studiu biblic în America. What it says at the top, it says, he has smiled on our beginning. Și acolo sus scrie, el s-a bucurat la fondarea țării noastre. And what it says on the bottom is this. It has the number 1776 when our country was formed. Acolo jos, la baza piramidei, este anul 1776, începutul Statelor Unite. And it says we are brand new and the assumption was this, that we were brand new and we were built from Scripture. Și spunea acolo, suntem ceva nou-nouți și suntem fundamentați în Scriptură. My forefathers, my country explained us to this, that pyramid is a four-sided pyramid. Strămoșii noștri ne-au explicat că ceea ce se vede acolo este o piramidă care are un patrulater la bază. That the foundation is in, or the pyramid is incomplete because next generations would build on it. Și piramida este incompletă pentru că generațiile următoare trebuie să o aducă la desăvârșire. Our country has failed to do that. Dar țara noastră a eșuat în acest plan. And many of the principles that our country was started with no longer exist. Multe din principiile care au reprezentat temelia, fundamentul țării noastre nu mai sunt puse în practică. You need to follow principles. Trebuie să urmezi principii. Because principles help us make life predictable. Principiile ne ajută ca viața noastră să fie cumva previzibilă. Now the first one is this, you need to understand that God owns it all. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu este stăpânul a tot ce există. He can take whatever he wants whenever he wants it. El poate să ia orice oricând. It's his. He does not teach part mine, part his. Este al lui. Dumnezeu nu împarte cu noi. Uite o părticică a ta, una a mea. It's all his. Totul este al lui. It means this, that every spending decision is a spiritual decision. Asta înseamnă că de fiecare dată când decizi ce și cât să cheltuiești, e o decizie spirituală.
I tell my wife that when she walks into a shopping mall. Asta îi spun soției mele atunci când merge la cumpărături pe la magazine. I remind her, you're getting ready to spend some of the Lord's money. Și îi spun, dragă, știi că urmează să cheltuiești niște bani de ai Domnului. Now God made women and men different. Dumnezeu i-a făcut pe bărbați și le-a făcut pe femei să fie diferiți unii de alții. Women are gatherers. Femeile de obicei strâng. Men are hunters. Bărbații sunt vânători. You know, have you ever watched your wife go into a mall? Ai văzut când soția intră în magazine? She goes from store to store and she just gathers little by little. Se duce din magazin în magazin, ia câte puțin de peste tot și adună. I go into mall, I hunt it, kill it, bag it and get out. Eu mă duc în magazin, ochez, țintesc, pac, am adunat în geantă și am plecat. We're just made differently. Dumnezeu ne-a alcătuit să fim diferiți. But God says he owns it all. Dar Dumnezeu spune că e proprietarul la tot ce există. And that means this, you cannot fake stewardship. You're either a good steward or you're not. Asta înseamnă că nu poți să te prefaci în ceea ce înseamnă administrare. Ori ești bun administrator, ori prost. The second principle I will tell you is this, you need to have long-term written financial goals. Al doilea principiu pe care vreau să ți-l prezint, trebuie să ai niște scopuri financiare scrise pentru termen lung. Few people write down their goals for their finances. Prea puțini oameni în viață își scriu anumite scopuri cu banii lor. You see, goals provide you purpose and they provide you direction. Atunci când îți scrii aceste scopuri, ai o țintă în care să te, spre care să te îndrepți și ai o direcție pe care să o urmezi. They help you translate your thoughts into steps that you can take. Aceste scopuri scrise te ajută să-ți transformi gândurile în pași practici pentru a-ți atinge ținta. They provide you personal motivation. Îți dau motivație personală. And they help you clarify God's will that is operating in time of how you're handling these things. Și te ajută să-ți clarifici pentru tine însuți voia lui Dumnezeu cum să administrezi, să gestionezi ceea ce El ți-a dat. Especially in time of crisis. În special atunci când ajungi în vremuri de criză. Now I want to challenge you to do something. Vreau să vă provoc să faceți ceva. Not now, but some point in time, I want you to spend time, if you're a couple, to write down your personal financial goals. Nu acum, în minutul ăsta, dar în viitorul foarte apropiat, ca soț și soție, discutați și scrieți pe o bucată de hârtie scopurile voastre financiare. When I first started this process, I wrote down my goals. Când am intrat, când m-am înrolat în acest proces, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi scriu scopurile financiare. My first goal was to get out of debt. Primul meu scop a fost să scap de datorii. Another goal was to provide education for my children. În al doilea a fost să adun bani ca să pot să-mi trimit copiii la școală. And another one of my goals was that I would be able to give more than a tithe to the Lord. Și apoi în al treilea rând am vrut să strâng, să am bani suficienți ca să dau Domnului mai mult decât zeciuiala. Now goals can change. Scopurile tale se pot schimba. But you need to keep them written down. Dar trebuie să le ai scrise undeva. To see if how are we doing with our goals. Ca să poți evalua unde ești în procesul de atingere a lor. When I have annual meetings with my clients, I ask them how are we doing with our goals. La întâlnirile anuale cu clienții mei, întreb cum stăm în atingerea scopurilor care ni le-am propus. If they make a large expenditure, I ask them what does that have to do with your goals. Dacă văd undeva o cheltuială mare, o sumă mare, zic ce are asta de a face cu scopurile tale? Goals will keep you on track. Scopurile te țin pe șine, te țin în direcția corectă. Now I tell you this, most people don't have written financial goals. Majoritatea oamenilor n-au scopuri financiare scrise. But I would tell you this, the majority is never right. Dar majoritatea nu are, în mare caz, mare majoritatea cazurilor n-au dreptate. The majority want to go back to Egypt. Majoritatea oamenilor vor vrea întotdeauna înapoi în Egipt. The majority will never leave you on God, lead you onto God's will. Majoritatea nu te va conduce spre voia lui Dumnezeu. So we have a minority here of people. Și acum avem aici de a face cu o minoritate. So be the first ones in Romania to have written goals. Fiți voi primii din România care își scriu scopurile financiare. This is really important and this is the place to start. Lucrul acesta e foarte important și aș zice eu e punctul de pornire. Now, third thing is this. Al treilea principiu. Spend less than you earn. Cheltuiește mai puțin decât câștigi. Now some people at this point go, well, duh. Poate că unii din voi zice, bine, bă. But how many people overspend? Dar câți dintre noi și din oamenii din jurul nostru nu cheltuiesc de fapt mai mult? How many people really know where their money is going? Câți oameni știu cu adevărat pe ce se duc banii lor? I would like to stand before our Congress and tell them in the United States, hey, spend less than you earn. I'll solve all the financial problems of this country. Aș vrea să solicit o audiență în fața Congresului Statelor Unite și să le spun, oameni buni, cheltuiți mai puțin decât vă sunt veniturile, pentru că asta ar rezolva problemele financiare ale țării. We are piling up $1 trillion of debt every year. În fiecare an, Statele Unite adună încă un miliard
Nu un miliard, 1000 de miliarde de dolari datorie. In a minute I'll show you what $1 trillion looks like. Am să vă arăt imediat cum arată un trilion de dolari. So, how do I understand am I spending more than I earn? Cum pot să înțeleg să mă rezum doar să cheltuiesc mai puțin decât am veniturile? Now, let me spend a little time with this. Aici pe schema asta vom petrece câteva minute. There are basically 5 ways to spend money. Sunt în general 5 moduri de a cheltui banii. I don't care what country you live in, there are 5 ways to spend money. Indiferent de țara în care locuiești, sunt 5 modalități de a cheltui banii. You have your income, which as God says it's he who gives you power to make wealth. Ai pe de o parte venitul tău, care Dumnezeu spune că el îți dă puterea ca să strângi acei bani. You're going to spend it on living expenses. Bineînțeles că sunt cheltuieli de întreținere, ca să trăiești. Then you're going to spend, let's see, my next box is what? Living expenses is debt payments, that's what it says. Apoi, trebuie să-ți plătești datoriile. If you have debt, you're going to have to pay off debt payments. Dacă te-ai îndatorat, trebuie în fiecare lună să-ți plătești ratele. You will spend it on taxes. Apoi, trebuie să dai banii la taxe și impozite. And if you are a follower of Jesus Christ, you're supposed to spend some on giving. Și dacă ești un creștin, trebuie și dărnicia să-și facă loc acolo. Whatever you have left, we call margin or savings. După ce trec cele cu fondul albastru, ce-ți mai rămâne este limita disponibilă. The key to all financial planning is this: you have to have something left over. Pentru ca să poți face cât de cât o planificare financiară, cheia este să îți rămână ceva după ce plătești acele patru. At minimum, you better break even. La minimum, minimorum, cel puțin să ieși pe zero. Because the only way to spend more money is to go into debt. Pentru că singura modalitate de a mai cheltui este de a te îndatora. My friends, this is how money works. Dragii mei, așa funcționează problemele financiare. This is how it's always worked. Întotdeauna a fost așa cu banii. If I spend more on living expenses than I'm allowed to, I will probably have debt payments. Dacă cheltuiesc mai mult cu cheltuielile de întreținere decât mi se permite din venituri, probabil că mă voi îndatora mai rău. If all my income is going into these two boxes, I may not have enough money for my taxes. Dacă toate veniturile mele merg înspre cheltuieli și înspre datorii, poate că nu o să am bani să-mi plătesc impozitele și taxele. Now many people in Eastern Europe say, so. Și majoritatea oamenilor din Europa de Est spun și ce dacă? I go, no, you when you don't pay your taxes, what you're basically telling God is you're not good enough to help me. Vă spun ce v-am spus și ieri, când nu-ți plătești taxele și impozitele, îi spui de fapt lui Dumnezeu, n-am încredere că poți purta de grijă. You're saying, God, I need to help you out. Doamne, o să-ți dau o mână de ajutor acum. And usually then people don't give anything. Și atunci oamenii nu mai pun nimic la plic și în colectă. I'll talk about giving tomorrow. Mâine o să vorbim despre dărnicie. But my goal of my financial plan is to have savings or something left over. Însă scopul meu în planificarea financiară este să-mi rămână ceva, cât de puțin, bani de cheltuială. If I have appreciation in some of my assets like either investments or my house or whatever, that's my growth in net worth. Dacă bunurile de care dispun încep să câștige în valoare, acolo am o oarecare apreciere, o creștere a valorii. Then I can meet my long-term objectives. Atunci, cu această creștere a valorii bunurilor care le am, pot să îndeplinesc scopurile pe un termen mai lung. A term that may be foreign here is called financial independence. Un termen pe care poate nu l-ați auzit sau poate nu-l folosiți prea mult este independența financiară. Now here's the point that many people say, well Don, that just does never happen in Romania. Și iată de ce mulți oameni îmi spun, Don, asta nu se poate întâmpla în România. I would agree with that prior to 1990. Înainte de 1990 aș fi fost de acord cu voi. Because of the system you were under. Datorită sistemului de operare din țară. But the Bible says there is precious oil and treasure in the house of the wise. Dar Biblia spune că sunt ulei și mirodenii scumpe în casa celui înțelept. But the foolish man swallows it all up. Însă omul neînțelept le înghite pe toate. I'll tell you a story at the end though that doesn't matter what you see or how much you have now. La finalul prelegerii de astăzi am să vă spun o întâmplare în care se va vedea că nu contează cât ai și cât vezi acum. Start somewhere. Începe de undeva. Start at the beginning. Începe de la get zero. Some goals, write them down. Scrieți niște scopuri. Say, Lord, help us with our goals. Spune, Doamne, ajută-ne cu scopurile astea. You do your part as a steward. We will plan then. Dacă tu îți faci partea ta de administrator, Dumnezeu te va ajuta. But your first goal is to try and create margin. Primul scop pe care trebuie să-l ai din punct de vedere financiar este după ce plătești cele strict necesare să-ți rămână un pic pentru cheltuieli. Does this make sense? Înțelegeți? Are sens? It works for everybody. Put this up and start filling in the boxes.
în momentul în care prezint această hartă, în care prezint această schemă, ea funcționează în orice cultură a lumii. The key is this, is to know where we are right now. Punctul fundamental este să înțelegi unde ești acum. I create a budget from there, right there. Apoi îmi creez un buget. A budget is basically writing down what do we spend right now. Bugetul înseamnă, pe de o parte, ce cheltuiesc acum, în momentul de față. Are there areas that we could cut in? Sunt domenii din care mai putem tăia? In order to create a margin. Pentru ca să creez o margine de lichidități, de bani liberi? People say, well, I'll cut my giving. Atunci oamenii spun, bun, nu mai dau atâta la biserică. Don't do that. Nu faci asta. People say, well, should I tithe or get out of debt? Ce să fac, să îmi dau zeciuiala la biserică sau să scap de datorii? I say give and get out of debt. Și o spun amândouă. Continuă cu dărnicia și scapă de datorii. Because that's God's part. That's the supernatural part how these finances work. Pentru că Dumnezeu își va face partea lui nevăzută dar supranaturală în a face să funcționeze sistemul acesta. You see, you're going to have to act in faith on your finances. Tu va trebui să ai credință chiar în administrarea finanțelor. Faith is commitment before knowing. Credința înseamnă să-ți asumi responsabilitatea și răspunderea înainte de a ști ce se va întâmpla. We always want to know everything. Noi vrem să știm dinainte toate detaliile. We want to be in control. Noi vrem să avem controlul. But faith means you don't know it. Credința însă spune nu cunoști toate detaliile. You trust in God. Ai încredere în Dumnezeu. And that's what pleases him. Și asta îi produce lui plăcere. So in faith I'm asking you to start somewhere. Deci prin credință vă cer să începeți de undeva. Okay? De acord? Next thing is this. Următorul pas. Principiul 4. Avoid the use of debt. Evită împrumuturile, nu te băga în datorii. The Bible doesn't say that debt is a sin. Biblia nu ne spune că a face împrumuturi este un păcat. But it strongly encourages avoiding the use of it. Însă în cuvinte foarte clare, Biblia ne îndeamnă să evităm pe cât posibil îndatorarea. Especially for things that are not worth what you buy them for, that you owe money on. În special, evită să te îndatorezi pentru acele lucruri care se vor dovedi a nu avea valoarea banilor pe care i-ai împrumutat ca să-ți procuri acel lucru. So I say this, eliminate, first step is this, and this is I want to give you a 6-step process here. Și acum am să vă prezint un proces format din 6 pași. Eliminate all high interest debt. Elimină toate datoriile la care ai dobândă foarte mare. These are debts like things I would paid for on credit cards, car payments, things that are for things that are no longer of the same value that I bought them for. Datoriile cu dobândă mare sunt cele pentru cărțile de credit sau pentru mașini a căror valoare se depreciază în timp și alte chestiuni de genul acesta. You will never get a greater return than paying off debt. Niciodată nu vei primi de la cineva o dobândă mai mare decât aceea care o câștigi când îți anulezi datoriile. Now our countries all think that the use of debt is a good thing. Țările în care trăim noi însă cred că îndatorarea este un lucru foarte bun. But remember this, they can print money, we can't. Dar vedeți, ei pot să scoată bani la imprimerie, noi nu putem. Now I know there's no word for $1 trillion, I think trillion in noi spunem cuvântul ăsta trilion, o mie de miliarde de dolari. Let me show you what $1 trillion looks like. Cum arată deci un trilion de dolari? There is a $100 bill in America. Uite, bancnota de $100, poate ați văzut vreuna. This is what $10,000 looks like. Iată cum arată 10.000 de dolari. This is what $1 million looks like. Iată cum arată $1 million comparativ cu un om. This is what $100 million looks like. 100 de milioane de dolari. This is what is at $1 billion. Acum vine miliardul. That's what $1 billion looks like. Uite cum arată $1 miliard. This is what $1 trillion looks like. Și uite cum arată $1 trillion, 1.000 de miliarde. That's the little guy down the corner. Uite, îl vedeți pe un punctulețul ăla roșu? Ăla e un om. Just give you a picture of what that is and how much money that is. Asta vă arată ce înseamnă $1 trillion. You wonder why the world is in trouble? Vă mai puneți întrebarea de ce avem așa probleme economice în lume? But last year, or in 2004, and I don't have updated statistics, but Americans bought $2 trillion of stuff on credit. În 2004, americanii au făcut cheltuieli pe credit în valoare de 2000 de miliarde de dolari. Stuff that will end up in somebody's city dump. Lucruri care vor ajunge până la urmă la gropile de gunoi ale orașelor.
The average credit card balance is $12,000, 25% of what the median income is in America. Bilanțul negativ pe cărțile, pe cardurile de credit din America, în medie, este cel de $12,000, adică 25% aproximativ din venitul mediu anual. 3 of 5 Americans cannot pay off their credit cards. 3 din 5 americani nu își pot plăti datoriile la cărțile de credit. Now I'm not bragging, but I do live in the richest country to ever exist since biblical days. Nu vreau să mă laud, dar trăiesc în cea mai bogată țară care a existat din vremurile antice și până astăzi. 50% of the world's wealth is in America. 50% din bogăția lumii este în America. People there have no excuse for not having a good financial situation. Noi, cei care locuim acolo, n-avem nicio scuză să nu avem o situație financiară stabilă. But the Bible says a lot of things about debt. Biblia spune însă multe despre datorii și îndatorare. James 4:13-15 says, presuming that debt presumes on the future. Iacov 4, că versetele 13 la 15 înseamnă că a te îndatora înseamnă că te bazezi că știi ce ți aduce viitorul. When you take on debt, you're saying I will always have a job and I will always have a way to pay it off. Ca să explic, când te îndatorezi, tu asumi faptul că întotdeauna vei fi sănătos, că întotdeauna vei avea un loc de muncă. Psalm 37:7 says, have patience, be willing to wait on God for it. Psalmul 37:7 spune să ai răbdare, așteaptă ca Dumnezeu să-ți aducă mijloacele. If God owns it all, why does he have to use debt to get us out? Dacă Dumnezeu este stăpânul la toate lucrurile, de ce ar folosi el îndatorarea ca să ne scoată din necazul în care suntem? Or provide for our needs. Sau ca să ne dea lucrurile de care avem nevoie. Proverbs 28:20 says this, do not borrow to make an investment just so you can get rich. Proverbe 28:20 ne sfătuiește să nu împrumutăm bani ca să faci o investiție care să te îmbogățească rapid. It says don't be hasty to become rich. Și spune nu te grăbi să te îmbogățești. Money makes itself like the wings of an eagle and flies away. Pentru că banii imediat deschid aripile ca vulturul și zboară. It says do not guarantee debt for another person. De asemenea, în cartea Proverbe ni se spune să nu garantăm pentru îndatorarea altcuiva, să nu girăm pentru altul. I did that one time and found I had made the biggest mistake of my life. Eu am făcut lucrul ăsta odată și a fost cea mai mare greșeală financiară. There are 7 verses that tells you do not guarantee another's debt. Sunt 7 versete în Scriptură care îți spun să nu te bagi girant pentru altul, să nu garantezi împrumutul altuia. I see parents making this mistake a lot, signing for children. Văd părinți care fac greșeala asta adeseori, în care semnează pentru împrumutul copiilor. When they have no ability to pay it off themselves. Când copiii n-au abilitatea de a-și plăti un împrumut care vor să-l ia. The Bible says don't do that. Și Biblia spune nu face asta. I tell my children, they said, Dad, can you sign for my debt? Copiii mei m-au întrebat, tată, poți să semnezi tu pe o garanție pentru un anumit debit, datoria noastră? I tell them, well, if the bank thinks you cannot afford it, I guess I can't think you can't either. Și apoi eu le răspund, dacă banca crede că nu vă puteți permite creditul ăsta, eu sunt de acord cu ei. Nici eu nu cred că îl puteți plăti. Now let me give you some steps to think about before you start borrowing. Deci, înainte de a te gândi măcar să împrumuți bani, vreau să-ți spun câteva principii în față. Spiritual, does it hurt my freedom? Din punct de vedere spiritual, îmi va afecta asta libertatea? Or my obedience before God? Sau ascultarea mea de Dumnezeu? Many ministers have been set aside of doing being in ministry because of debt. Mulți slujitori ai amvoanelor a trebuit să lase slujirea la o parte datorită îndatorării. Many people called to the mission field have not been able to go because of debt. Mulți care au fost chemați să fie misionari n-au putut să se întoarcă pe câmpul de misiune datorită îndatorării. I love traveling the mission field. Mie îmi face o deosebită plăcere să călătoresc în țările unde sunt misionari. Most of the time I do it at my own expense. Majoritatea situațiilor însă merg pe cheltuială proprie. I couldn't do this if I had a lot of debt. Dacă aș avea datorii, n-aș putea să călătoresc pe banii mei. Next one is, does it make economic sense? Apoi, din punct de vedere economic, are sens, are logică? Do I get a better return on what I bought than the cost? Voi obține o valoare mai mare prin lucrul pe care îl cumpăr decât banii pe care îi plătesc pentru el? In my country, credit cards usually charge 18% interest if you do not pay it off. În America, dacă nu-ți plătești cartea de credit la timp, dobânda este de 18%. When the Bible says the borrower is slave to the lender, it always also says in that verse, the rich rules over the poor. Atunci când Biblia spune că cel ce se împrumută devine robul celui ce l-a împrumutat, tot acolo Biblia continuă și spune că cei bogați domnesc peste cei săraci. Because the rich loan to the poor and put them in bondage. Pentru că bogații sunt cei care le împrumută bani săracilor și apoi îi pun în robie. If it's a good deal for the rich to loan to the poor, it has to be a good deal for the poor to pay off the rich.
Dacă este o afacere bună pentru cel bogat să împrumute bani celui sărac, probabil că este o afacere bună pentru cel sărac să-și replătească pe cel ce l-a împrumutat. So sometimes people come to my office and ask me to invest their money. Și câteodată vin oameni în biroul meu și mă roagă să le plasez eu banii. I ask them how much credit card debt do you have? Și întreb primul lucru, ce datorii ai la cardurile de credit? Are you paying it off every month? Reușești să o plătești în fiecare lună? Most say no. Majoritatea spun nu. Most say, well, I've got about 12,000 to 15,000 on my credit card. Majoritatea oamenilor spun, mai am cam 12-15,000 de dolari de plătit la cărțile de credit. So I tell them, I'll give you a $15,000 investment with no risk. Și am spus atunci, uite, îți dau 15,000 de dolari investiție la care riscul e zero. And I guarantee you an 18% return. Și îți garantez o dobândă de 18%. They said, what is it? Și zic, oh, care e oportunitatea? Pay your credit card off. Plătește-ți datoria. You see, the world will tell us, buy it now with money you don't have. Lumea continuă să-ți spună, cumpără acum cu bani pe care nu-i ai. Solomon says, here's the economics, the rich rules over the poor. Însă Solomon îți spune, uite care e situația economică, bogații domnesc peste cei săraci. There's two types of people on earth. Pe pământ sunt două categorii de oameni. Those that earn interest and those that pay interest. Oamenii care câștigă dobânzi și oamenii care plătesc dobânzi. Which one do you want to be? Care vrei să fii? Because the compounding effect of money is working against you with debt. Pentru că atunci când acumulezi datorii, acele datorii vor lucra împotriva ta. Next one is this. Maintain a savings and giving plan. Folosește un plan de economii și de dărnicie. Now I want to spend a little time on this. Și aici vreau să petrecem câteva minute. The first thing is this, is I want to get rid of all consumer credit. Deci, vreau să scap mai întâi de toate îndatoririle care le fac ca și consumator. The next step is I want to create some savings. Apoi, vreau să las ceva bani deoparte pentru economii. So I believe you put in whatever your living expenses that cost you to live on during a month, you want that in savings first. Cred că cel puțin cheltuielile de întreținere pentru o lună de zile trebuie să le ai într-un cont de economii. Tot ce trebuie pentru o lună de zile. Before you do anything else, create that one month. Înainte de a pune bani deoparte în orice alte conturi, depune necesarul pentru o lună de zile. That's so I don't have to panic if I don't have money. Astfel, în momentul în care se întâmplă ceva neprevăzut, nu intru în panică. The next step is this. Cel de-al doilea pas is to keep one year's living expenses in an emergency bank account. Într-un cont de urgență, păstrează banii care sunt necesari pentru un an de zile. Now, we used to say just keep 3 to 6 months. Noi spuneam cândva ține bani pentru, știu eu, 3-6 luni. But the last downturn taught me that it probably should be one year. Însă ultima situație, criza aceasta mondială prin care trecem, mi-a spus că trebuie să vorbim despre un an de zile. Now here's where most Romanians tell me, Don, that's just not possible. Iată ce îmi spun românii, Don, asta nu se poate, absolut nu. Maybe not right now, but start somewhere. Poate că nu se poate chiar acum în România, dar începe de undeva. Start with a month. Începe cu acel fond pentru o lună de zile. Set a goal, say, okay, let's go to 3 months. Și apoi puneți scopul să pui bani deoparte pentru 3 luni într-un alt cont. Because this situation, you become the bank. Pentru că în situația asta tu însuți devii propria bancă. All of a sudden something breaks, our car breaks. Se strică mașina. People don't have the money to buy another one. Oamenii nu au bani să-și cumpere o altă mașină. If they have the ability to borrow it, that's the first thing they do. Dacă ar putea să împrumute și să cumpere, asta ar face. Have an emergency fund, you become your own bank. Ține un fond de urgență acolo, astfel încât tu să fii propria ta bancă. Why pay them interest when you have it there yourself? De ce să plătești dobândă altora când tu ai banii deja puși deoparte? If it's a good deal for them to be a bank, it's got to be a good deal for you to be a bank. Dacă pentru ei e o afacere bună să fie o bancă, înseamnă că și pentru tine a fi propria bancă e o afacere bună. Start thinking as God thinks, not as the world thinks. Începe să gândești așa cum gândește Dumnezeu, nu cum gândește lumea. Now, start like I said, start with maybe just say, okay, we like this year to increase it to 3 months. Așa că începe să pui bani deoparte pentru o lună și planifică-ți anul acesta să reușești să pui deoparte pentru 3 luni. Now people say, okay, we got that done. Now are we ready to invest? Bun, acum dacă am pus bani deoparte și pentru 3 luni, cred că suntem gata pentru investiții. No. Nu. Next thing is I want you to do is this. Următorul lucru care ar fi bine să-l faceți. I want you to put savings away for major expenses. Aș vrea să puneți bani deoparte pentru lucruri foarte scumpe, care se fac cu multă cheltuială. We want to eventually buy a house. Până la urmă, probabil vei vrea să-ți cumperi o casă. We'll need a down payment for a house. Pentru o casă trebuie să achiți mai întâi o sumă destul de mare. You don't put that money at risk.
Banii ăia nu poți să-i pui într-un fond cu risc ridicat. Well, investing is risky at best anyways. Investițiile sunt cam riscante în cel mai bun caz. Even banks have proved to be risky at times. Chiar și băncile s-au dovedit a fi o investiție riscantă. But they're less risky. Dar ele sunt mai puțin riscante. So, if I'm saving for a down payment for a house, deci, dacă vreau să pun bani deoparte ca să plătesc prima rată, rata aia mare la o casă, and I invested in the stock market, și banii aia toți i-am pus pe bursă, when I want to buy my house, the market may be way down. Când vreau eu să-mi cumpăr casa, s-ar putea ca bursa să fie foarte jos. That's why you keep this in savings. De așa că banii ăștia ții într-un cont sigur, stabil. Maybe you're going to need a car. S-ar putea să ai nevoie de o mașină. So why not start saving for it now? Ce ar fi să încep să pui deoparte bani de pe acum? So we don't have to borrow for it. Ca în momentul în care vrei să o cumperi să nu te împrumuți. See, these are 6 month to 5 year goals. Aici, la pasul acesta, discutăm despre scopuri pe 6 luni până la 5 ani înainte. So I want to try and keep these and do these right. Încerc să le pun pe toate în ordine ca să le parcurgem cu logică și sens. Then we're ready to go on to something else. Acum suntem gata să trecem mai departe. 5 years, many people will never get past this 5 years. Majoritatea oamenilor nu vor reuși să-și facă planuri pe mai mult de acești 5 ani. Because they keep going back and taking on debt. Pentru că se întorc înapoi la îndatorare. Or they don't want to spend the money. Sau nu vor să cheltuiască banii. Now some people ask me, well, Don, isn't this like hoarding money? Și unii mă vor întreba, Don, ceea ce spui tu pare a fi acumulare de bani. If I have the ability to create freedom, I want to do it. Dacă pot să creez libertate financiară pentru voi, vreau să o fac. And the ultimate goal of my freedom is to serve the Lord. Și scopul pe eliberării mele financiare este acela de a sluji Domnului. So, I tell pastors, say, well, this is good for our congregation, but what about us? Și pastorii îmi spun câteodată, Doamne, ce spui tu e foarte bun pentru membri, dar eu ca pastor, eu ce fac? I read nowhere in scripture that God said pastors have to be poor. Nu citesc nicăieri în scriptură vreo poruncă cum că pastorii ar trebui să fie săraci. This applies to you also. Aceste principii se aplică și celor ce sunteți păstori. You need to model it. Trebuie însă să modelați acest lucru în fața celorlalți. Pastors that model these principles are usually in the top 5% of givers in their church. Păstorii care trăiesc aceste principii sunt de obicei în 5% la dărnicie în biserică, în cei mai darnici 5% din membri. So, let's review the 5 steps. Deci, care sunt cei 5 pași? I want to pay off my consumer credit. Vreau mai întâi să scap de datoriile la credit. I want to keep 1 month of my living expenses in the bank account. Vreau să țin într-un cont sigur cheltuielile pentru o lună de zile asigurate. I want to eventually build up 1 year of emergency funds. Apoi, vreau să am un fond de urgență care să-mi asigure viața familiei pentru un an de zile. Because things happen. Că se întâmplă tot felul de nenorociri. If there's something we're saving for, like a down payment for a house, a car, or something, we're going to save that. Apoi, dacă există un obiectiv major pentru care merită să punem bani deoparte, începem să punem bani deoparte pentru acela. Put this on your refrigerator. Și door. Scopul ăsta, pune-l pe ușa frigiderului. You'd be surprised how fast you can get to the steps. Și veți vedea cât de repede, veți fi surprinși cât de repede veți începe să parcurgeți pașii ăștia. This works. Pentru că funcționează sistemul. I've been doing this for 30 years. De 30 de ani eu îl aplic. And I would tell you this, the richest people in our country are not doctors and lawyers and athletes. Oamenii cei mai bogați din țara în care locuiesc eu nu sunt doctorii, nu sunt avocații, nu sunt sportivii de performanță. There was a study done on who the richest people in America are. S-a făcut un studiu, cine sunt oamenii cei mai bogați din America? They found they were school teachers. Și au aflat că sunt învățători. They were farmers. Fermieri. They were welders. Sudori. They were people who practiced these principles. Oameni care trăiesc aceste principii. And I would tell you this, I believe they work. Și eu cred că sistemul ăsta chiar funcționează. Okay, now let's go to step 5. Deci, pasul al cincilea. Step 5 is I'm going to invest for the long term. Investiții pe termen lung. Means I don't need this money in 5 years, so I'm willing to take a little more risk for it. Am niște bani de care nu am nevoie pentru că nu am nevoie în următorii 5 ani, ăștia s-a asigurați, deci pot să risc puțin cu ei. I need to do it wisely. Dar vreau să o fac cu înțelepciune. And it's so wisely would be this, I would put it in investments that are credible. Deci a fi înțelept înseamnă să investesc în fonduri și în acțiuni care prezintă credibilitate. That I'm going to divide them and I'm not going to put them all in one item. Nu pun toate lucrurile într-un singur cont. Let me do this. I'll come back to this. Mă voi întoarce la ideea aceasta. I want to give you a perspective on investing. Aș vrea să vă dau o perspectivă biblică asupra investițiilor. If someone asks me how would you invest money, I'm going to give you a principle that is very old.
Dacă cineva mă întreabă cum să investesc banii, am să vă dau un principiu care e foarte vechi. Solomon would give this in Ecclesiastes chapter 11:1. În Ecclesiast capitolul 11 cu versetul 1, Solomon spune așa. He said, "Divide your portions into sevens and eights." Împarte pâinea în șapte, ba chiar în opt. He means this, don't put everything in one basket. Adică nu pune tot ce ai într-un singur coș, într-un singur pormoneu. Because he says you have no idea or you do not know what evil may befall the earth. Pentru că nu știi ce nenorocire se va abate asupra lumii. I wanted to prove this. Și am vrut să demonstrez asta. So I want to look for biblical illustrations of this. Și am căutat ilustrații biblice a acestui principiu. So I started looking at the possessions of people like Abraham, Jacob and Isaac. Și am început să mă uit la averea unor oameni cum a fost Avram, Isaac, Iacov, Job, Solomon, King Solomon, David. You will always see sevens and eights as they list their possessions. Peste tot atunci când se prezintă posesiunile, averea lor, peste tot vezi câte șapte, câte opt împărțit. They had he and she camels. Aveau cămile mascul și femele. He and she donkeys. Aveau măgărițe și măgărițe și măgari. Changes of clothes. Aveau schimburi de haine. Sorry to say they had slaves. Aveau și sclavi, din păcate. They had land. Aveau pământuri. They had gold and silver. Aveau aur, argint. You will always see sevens and eights. Peste tot când le vezi listate, vezi câte șapte, câte opt. Because they knew if my camel's got a disease, I still have my donkeys or my cattle. Pentru că știau dacă cămilele vor păți ceva, am în continuare măgarii mei sau oile mele. That's the biblical principle of investments. Aceasta este principiul biblic al investiției. Ours are cash. Noi ceea ce avem sunt banii. Or equivalents like gold, silver. Aur, argint, dacă le aveți. Where bonds where we loan money to either corporations, the government or people. Banii pe care îi împrumutăm corporațiilor sau altor oameni cu dobândă. Stocks where we own maybe a business of we own a number of businesses. O afacere sau la bancă, la bursă, niște acțiuni prin care suntem proprietari sau coproprietari a unor firme. I own part of Microsoft. Eu sunt proprietar a unei părți din Microsoft. Very little bit. Partea e foarte mică. But it's evidenced by a stock. Dar am niște acțiuni la bursă. So I'm entitled to profits from Microsoft. Așa că atunci când Microsoft înregistrează profituri, am și eu marja mea de profit. And 46% of the largest companies in the world are in the United States. 46% din cele mai mari firme din lume listate la bursă sunt în Statele Unite. But I also know that the United States may have troubles. Dar știu că s-ar putea să fie probleme în Statele Unite. So I own stocks in China and other places. Așa că am cumpărat acțiuni în China și în alte țări. There is land. Imobiliare, pământuri. So people own real estate. Sunt oameni care dețin proprietăți imobiliare. Our sevens and eights are different, but the principle is the same. Împărțirea în șapte și în opt e diferită pentru noi decât pentru Iov, dar principiul este același. And what I tell people is this, don't rush, take each step at a time. Și le spun oamenilor, nu vă aruncați, nu vă aventurați, faceți fiecare pas în ordine. So step 5 is I'm going to diversify what I accumulate from that point. Așa că pasul 5, voi diversifica ceea ce am acumulat până aici. The sixth step is that I will invest and I will speculate maybe in a more risky investment. Iar pasul al șaselea este când am suficient surplus să speculez un pic, să risc un pic cu banii ăia. But do you see the foundation that I've built? Dar observați că mai întâi am pus o temelie solidă. Where do you think most people want to start? Unde credeți că vrea majoritatea oamenilor să înceapă? They want to start there. Pasul 6. Many of my athletes say, "Don, I want to be rich. I want to start up here." Marea majoritate a atleților profesioniști care au mulți bani spun, "Don, eu vreau să mă îmbogățesc, vreau să încep aici." I said, "You're already rich. You don't need I'm trying to preserve it for you." Și am spus, "Omule, tu deja ești bogat. Eu vreau să-ți păstrez bogăția care o ai." Because if I fail here, I fall all the way down. Pentru că dacă pic de aici, de la pasul 6, pic până jos. But if I built the foundation and I fail here, I only go back to the next step. Dar dacă am pus o temelie solidă și eșuez la pasul 6, cad doar la pasul 5. If the stock market is down, I still have cash. Atunci când bursa o ia în jos, eu încă mai am bani lichizi. So I can wait till the market comes up. Așa că pot să aștept și să consum banii ăia până când bursa își revine. Because over time the market is up 75% of the time and down 25% of the time. Pentru că experiența spune că de-a lungul timpului bursa 75% din timp crește, 25% din timp scade. If you are not in for the downside, you won't be in for the upside. Și dacă nu ești în bursă atunci când ea scade, nu vei fi în bursă nici când ea crește. But this allows me not to be hasty. Dar faptul că am niște bani la dispoziție mă face să nu mă grăbesc, să nu mă arunc. Let me show you an illustration. Vreau să vă arăt o ilustrație. Let's say that
This girl puts all of her investments in one investment and it returns 6% per year for 30 years. Să zicem că o doamnă are un capital de 10.000 de dolari pe care îl pune într-un fond de investiție cu o dobândă de 6% pe an, timp de 30 de ani. If she invested $10,000 at 6%, she would have $57,000 in 30 years. În condițiile date, în 30 de ani, ea câștigă 57.000 și ceva de dolari. But what if about year 20 this investment or this company she invested in goes bankrupt? Dar dacă după 20 de ani firma asta în care a investit ea cu 6% dobândă, firma asta se duce de râpă. She's lost all her money. Ea pierde toți banii. Now let's say Mike puts his money in 5 different investments. Dar să zicem că un alt domn ia și își pune toți banii în 5 fonduri diferite. He gets 10% return on $4,000. Cu 4.000 de dolari care aduc o dobândă de 10% anual. 6% on $2,000. 2.000 de dolari cu 6% dobândă. He gets nothing on $2,000. 2.000 de dolari sunt într-un cont care nu-i aduce nimic. And on $2,000 he loses 100% of it in a bad investment. Și 2000 de dolari investește, dar investește prost și îi pierde pe toți. He will have 83,000 at the end of 30 years. După 30 de ani, omul acesta va avea 83.000 de dolari. That's how diversification works. Așa funcționează diversificarea. It does not assume that all investments are going to go up at the same time. Nu presupui că toate investițiile vor merge numai în sus și toate deodată. It knows that some will underperform at times. Știi că unele dintre ele vor pierde bani. Now I would tell you this, this principle applies to many things. Ei, principiul acesta se aplică în multe lucruri. I tell missionaries who are raising support. Le spun asta misionarilor care încearcă să-și strângă bani pentru lucrarea de misiune. Or pastors who are raising support. Sau păstorilor care încearcă să strângă bani pentru proiecte. I tell them that if 50% of your support is coming from one person, you're not diversified. I-am spus dacă 50% din suportul tău vine de la o singură persoană, tu nu ți-ai diversificat încă veniturile. And you need to keep raising support. Trebuie să mai adun și din alte surse. Don't turn that amount away. Nu refuza cele 50%. But keep going until it's diversified. Dar insistă până când lucrurile se diversifică. That's how the principle works. Așa funcționează principiile astea. So, deci, you got 5 steps you're going to take. Ai 5 pași pe care poți parcurge. 5 principles. 5 principii. God owns it all. Dumnezeu este stăpânul la tot ce există. You need to understand that to be a good steward. Ca să fii un bun administrator, ăsta e lucru care trebuie să înțelegi din start. You don't go on to the next step until you get that in your head. Nu poți trece la pasul următor până n-ai înțeles că Dumnezeu e patronul, stăpânul. You need to sit down with your wife and your spouse or your wife and say, "These are, let's talk about what financial goals we have." Trebuie apoi să te așezi și să discuți cu soția ta care sunt scopurile voastre financiare. Give each other time to express what you think God's leading you into what goals you have. Dați celuilalt timp să exprime care sunt lucrurile în care Dumnezeu vrea să vă conducă. You need to come to a covenant between you that we're going to spend less than we earn. Și trebuie să vă faceți o promisiune unul altuia, un legământ, că nu veți cheltui mai mult decât aveți veniturile. That we are going to avoid the use of debt if at all possible. Că pe cât posibil vom evita orice îndatorare. That we are going to have a giving and a savings plan. Apoi vom face un plan de economii și dărnicie. That if God blesses us, we're going to make sure we bless others. Că dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi și noi să fim o binecuvântare pentru alții. That we understand that God owns it all, so we hold it with an open hand. Înțelegem că dacă Dumnezeu e stăpânul, tot ceea ce avem trebuie să ținem în mâini deschise. You know what happens? Let me go back here. You know what happens when people get to step 5? Știi ce se întâmplă atunci când oamenii ajung la pasul al cincilea? They say, "God, it's all yours. You've really blessed me." Doamne, totul e al tău și m-ai binecuvântat. But they start going like this. Dar încep încet să închidă mâna. Until they're like this. Până când pumnul e strâns. Well, we tithe, that's enough. Doamne, ne-am dat dărnicia suficient. You know what? God can never put anything in a closed fist. Dar Dumnezeu nu poate să pună nimic într-o mână care e strânsă pumn. You need to always hold your hands open to God. Ține palmele deschise înaintea lui Dumnezeu. In fact, I say go like this so you can't grab it back. De fapt, îi spun oamenilor, ține palmele așa ca să nu poți ține chiar nimic. I have seen God make people incredibly wealthy. Și am văzut Dumnezeu binecuvântându-i pe oameni cu averi extraordinare. And those that hold it open have an incredible life. Cei care țin mâinile așa deschise trăiesc o viață extraordinară. This is how money is accumulated. Așa se acumulează banii. Get out of consumer credit. Scapă de datoriile pe credit. Save one month's living expenses. Pune deoparte banii pentru o lună. Now let's define living expenses. Let me stop there. Hai să vedem care sunt banii strict necesari pentru o lună. This emergency fund consists of living expenses that it takes for us to live on.
Deci e vorba de un fond de urgență care să-ți asigure supraviețuirea timp de o lună de zile. I told my wife once. I-am spus odată soției mele. If I ever lose my job, dacă îmi pierd slujba, I know that your love language is gifts. Știu că limbajul dragostei tale sunt darurile. And she wants to buy the world a gift. Și vrei să cumperi un dar lumesc pentru mine. I say living expenses don't include gifts. I-am spus că a supraviețui nu include și darurile. We don't have to buy a wedding gift for everybody on the earth. Nu trebuie să cumpărăm un dar de nuntă pentru toți care se căsătoresc în lumea asta. Living expenses are for what we need to get by. Cheltuielile de întreținere sunt strictul necesar ca să supraviețuim. I'm not talking about hoarding up for our desires or our wants. Nu mă refer aici la bani pe care să-i strângem pentru toate mofturile și capriciile noastre. I'm saying emergency funds for our needs. Bani de urgență pentru nevoile strict necesare. This will also be able to if I need to provide for somebody else. Și asta mă ajută ca la un moment dat de urgență de criză să pot ajuta pe cineva. So you need to write down how do we spend money? Și atunci trebuie să scrieți cum cheltuim banii. Look over the last 3 months and add up categories, where did our money go? Deci, uită-te în ultimele 3 luni de zile și vezi unde s-au dus banii lui Dumnezeu. This is part of being a good steward. Asta înseamnă să fii un bun administrator. The Bible says, know where your flocks and your herds are at all times. Biblia spune să știi totdeauna unde sunt turmele tale și oile tale. Because you are a steward or a manager of what doesn't belong to you. Pentru că ești un administrator a ceea ce nu ți aparține de fapt. If you be faithful in little, you will be faithful in much. Dacă vei fi credincios în lucrurile mici, vei fi credincios și cu cele mari. My partner Ron Blue once told me this story. Ron Blue mi-a spus cândva următoarea întâmplare. He said that he had a pastor come into him for counseling one day. Într-o zi un pastor a venit să-i ceară sfatul. The man was about 80 years old. Omul avea cam 80 de ani. Now this was in about 1983. Prin 1983 se întâmplau lucrurile. About 25 years ago. Vreo 25 de ani în urmă. He says the man was about 80 years old. Acest pastor avea cam 80 de ani. And he said, Ron, I had to put my wife in a nursing home recently. Și a spus, Ron, a trebuit să o duc pe soția mea la o casă de bătrâni. And I want to know if we've accumulated enough money that I can take care of her. Și vreau să știu dacă am strâns suficienți bani ca acum să-i port de grijă. He said, well, how much money do you have? Deci, cam câți bani ai? He said, well, I have about $250,000 in one account. Zice, păi, într-un cont am $250,000. And $350,000 in another account. Și $350,000 într-un alt cont. Ron says, you have $600,000. Now this is 1983. That was a lot of money. În 1983, $600,000 erau bani, nu glumă. He says, yeah. He says, well, how much money did you make as a pastor? Zice, păi, ce salariu ai avut tu ca pastor? He said, I never made more than $8,000 a year. N-am câștigat niciodată mai mult de $8,000 pe an. He said, did you have debt? Zice, te-ai îndatorat cumva? He says, no, I couldn't be able to give and support my family if I had debt. Nu, dacă aș fi avut datorii, nu mi-aș fi putut sprijini familia financiar. He said, well, I'm looking at your tax return here. Zice, păi, mă uit aici la taxele tale, la impozitele anuale. And you have quite amount of money in dividends. Și se vede că ai mulți bani investiți pentru dobânzi. He says, yeah, he says, I invested, when I was 60 years old, I invested $10,000 in a company of one of the people in my congregation. Zice, la vârsta de 60 de ani am investit vreo $10,000 într-o companie care am fost sfătuit să investesc bani. And it's worth $1,000,000. Și acum banii ăia au crescut la 1,000,000. Ron said, let me get this straight. Și atunci Ron i-a zis, bun, fă-mă să înțeleg, te rog. You never made more than $8,000 a year. Tu n-ai câștigat niciodată mai mult de $8,000 pe an. And you have $1,600,000. Și ai $1,600,000 în lichidități. He says, we should switch sides of the desk. You need to be counseling me. Zice, ar trebui să schimbăm locurile, tu să mă sfătuiești pe mine. His point for telling that story was this. Care era ideea? De ce mi-a spus această ilustrație? It's not about how much you have now. Ideea nu este cât câștigi acum. God decides who's faithful and unfaithful. Dumnezeu decide cine e credincios și cine nu e credincios. Jesus said, "Give and it will be given unto you." Domnul Iisus spune, dă și ți se va da. Pressed down, shaken together, they will pour into your lap. Iar ceea ce ți se va da va fi o măsură îndesată, legănată și înzecită. See, I don't know who they are in your life. Nu știu cine sunt acei oameni în viața ta. Or how it will come. Sau cum se va întâmpla. But if you are a faithful steward, God can do anything. Dar dacă tu ești un administrator credincios, Dumnezeu poate face orice. It doesn't matter who you are. Indiferent cine ești. But you have to be willing to start somewhere. Dar trebuie să începi de undeva. To obey him. Să asculți de el. I have given you these simple, they are simple principles. Principiile care vi le-am prezentat sunt simple. I operate my life by them. Eu, viața mea funcționează pe aceste principii. And they work.
și ele funcționează, sunt eficiente. And I'm challenging you to do the same thing. Vă provoc și pe voi să faceți același lucru. Now, instead of a time of reflection, în loc ca acum să urmeze un timp de reflectare, I'd like to know if there's any questions. Vreau să știu dacă are cineva vreo întrebare. Now we will have a question and answer period at I think today sometime with Gary and I. But if you have some immediate questions right now, după I'd be willing to answer. După amiază vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri, dar dacă acum din cele spuse acum vi s-au stârnit niște întrebări în minte, ați putea să le puneți, da? Văd aici o mână. Would it be okay for me to loan money to someone with interest, knowing that the majority of people who borrow money like that, they go themselves into great debts? Yes. Ați auzit cu toți întrebarea? Este în regulă să împrumut bani cuiva cu dobândă, deși știu faptul că de obicei oamenii ăștia care împrumută bani în felul acesta se îndatorează foarte mult. Jesus said, lend what? Freely. Didn't he? Domnul Iisus a spus să dai cu libertate celui ce-ți cere. I will lend people money for their needs. Eu aș împrumuta oamenilor bani pentru nevoile lor. And what happens is this, I won't lend people money that it will change the relationship if they don't pay it back. Nu dau oamenilor bani cu împrumut dacă știu că în momentul în care nu-mi pot plăti dobânda și ratele, ar schimba relația între noi asta. Because they may not be able to pay it back. Că s-ar putea ca oamenii să nu poată să-mi plătească înapoi. And I lend people money for their needs. Eu de aceea împrumut oamenilor bani pentru nevoile lor. And I don't charge interest for it. Și atunci nu iau dobândă. Now, if you want to make an investment with somebody where they want to borrow for a business. Dacă vrei să faci o investiție cu cineva care se îndatorează ca să înceapă o afacere, then you need to charge a fair interest. Atunci ar trebui să ceri o dobândă potrivită. I have seen people take advantage of other people. Am văzut cum oamenii au exploatat pe alții prin dobânzi. But remember this, if you don't have good security for your loan, dar dacă investiția, dacă împrumutul pe care îl faci nu este unul sigur, then do not lend money you cannot afford to lose. Atunci nu împrumuta altcuiva niște bani care nu-ți poți permite să-i pierzi. Okay. Da? That help? Ajută? Okay. E cam întuneric în sală, deci ar fi bine să vă ridicați în picioare. I always say this, if you don't like somebody and you don't want to have them around, just loan them money. Le spun cunoscuților mei, dacă nu-ți place de cineva și vrei să scapi repede that's de el, împrumută-i niște bani. I'm kidding, that's not true all the aia time. Nu o glumă. Yes, back there. Da, cineva aici în spate. Ah, așa să... Ce sfat ar da celor care, hai să spun, au venituri extrem de mici, cheltuielile sunt foarte mari pe alimente, ce să mai spui de întreținere și altele, cum ar lucra planul sau ce, de unde se înceapă, ce ar sfătui? Cu alte cuvinte, veniturile nu acoperă nici nevoia de hrană a copiilor, a familiei, întreținere. Would you have an advice for people who have income so little that it doesn't even cover the cost of living, like the price of food and the heating bills and water bills and stuff like that, that come to a family? So where could they start when their earnings are actually lower than their monthly bills? It's impossible for people to have that situation and not make up the money somewhere. Este imposibil să te afli într-o asemenea situație și să nu iei bani de undeva ca să acoperi cheltuielile astea. So either people are having to help them out, ori alți oameni trebuie să-i ajute pe oamenii ăștia atât de săraci, or they're borrowing money. Ori oamenii ăștia se împrumută de undeva. I doubt they're borrowing money. Mă îndoiesc că sunt în stare să se împrumute because of the income. Datorită veniturilor mici care le au. That's what we would call poverty. Asta noi o numim sărăcie. Now they've only got a few choices. Au doar câteva opțiuni astfel de oameni. Either they're going to have to increase the income by an extra job. Fie își cresc veniturile mai angajându-se altundeva, lucrând ceva în plus. Or there are going to have to be other brothers and sisters that help their situation out. Sau ar trebui să apeleze la frații și surorile lor care să îi ajute. But if they're that way, they still can practice these principles. Dar chiar și în situația asta cu venituri atât de limitate, trebuie să înceapă să practice acești pași. They may have to start at the very lowest part. Probabil că vor începe chiar de la zero. And then move on. Și apoi puțin câte puțin. There I know I spend much time around the world with
people in poverty. Eu petrec mult timp în țări foarte sărace ale lumii. And they may never have the situation be able to go as far. S-ar putea ca mulți dintre cei care mă ascultă acolo să nu ajungă niciodată la toți pașii care i-am prezentat. They just have to be faithful with what they have. Trebuie însă să fii credincios cu puținul care l-ai. But that's why God created good works for people who had money. Dar de aceea Dumnezeu a pregătit fapte bune pentru oamenii care au bani, au resurse. That's why Jesus said, I was hungry, did you feed me? Și Domnul Iisus spune, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. I was naked, did you clothe me? Am fost dezbrăcat și mi-ați dat haine. I was in prison, did you come visit me? Am fost la închisoare și ați venit să mă vizitați. I was homeless, did you help me? Am fost pe străzi și mi-ați dat un adăpost. And I believe this, you better have, when you're standing before Jesus someday, you better have someone come up behind you and say, yes, he did. Și aș vrea să vă sugerez că ar fi bine atunci când veți sta în fața Domnului Iisus și aceste întrebări vor fi puse, cineva să vină și să spună da, mi le-a făcut. There is more enough money in the church and in the world to take care of all the people. În biserică sau în posesia bisericii sunt suficienți bani ca să aibă grijă de nevoile celor din biserică și a celor din jur. And I know each situation would be different. Știu că fiecare situație e diferită de alta. So I would have to see each situation. Deci, ca să vă sfătuiesc mai profund, ar trebui să cunosc detaliile mai în particular. In Romania, the average income is about $250 a month. The average pension, retirement money that you get every month is about $108. So if you pay your taxes, you pay your rent, and you pay your food, and you tithe to the church, you might be left with about $20 for food. Mm-hmm. So where do you go from there? And we're talking about average salary, not the lowest salary. So we're talking about people who have probably gone to school and have a fairly good job, not the base level job. Well, I'm going to talk about giving and tithing tomorrow. Mâine voi vorbi despre dărnicie și de zeciuială. And I would tell you this, people think the tithe is a legal amount that should be done. Oamenii cred că zeciuiala este este strict un procent pe care trebuie să-l dai. But there are other things I want to share with you that there are others who I believe should give above the tithe for those who may not be able to do that. Și cred că există câteva detalii pe care am să le împărtășesc cu dumneavoastră. Sunt oameni care ar trebui să dea mai mult decât 10% pentru a acoperi nevoile celor care nu au suficient. I can't adjust the principles for each situation. Nu pot să adaptez principiile astea la fiecare situație în particular. And you may be starting at the bottom. Poate că, repet, trebuie să încep de la zero. But you probably have no debt. Dar ar fi bine să nu ai datorii. You are in better shape than most who have debt. În momentul în care ai scăpat de datorii, ești pe o treaptă mai sus decât toți cei care au datorii. Because you will have choices of how you spend that money. Pentru că de acum poți să alegi cum îți vei cheltui banii. You're talking about a 5-year plan? So let's say we were planning for 5 years, and in 2008 you earned maybe $1,100 in pharmaceutical company. Mm-hmm. And the next year, because of the crisis, the income went down, and a couple of years later then the company closed down and you have no job, you're unemployed. So this is probably a real situation. Yeah, so it's real situation. We have in our country too. Asta se întâmplă și la noi, chestii de genul ăsta. Our unemployment rate doubled.
și la noi rata șomajului s-a dublat. That's why I tell people to save up if they can that emergency fund. De aceea îi tot sfătuiesc pe oameni să pună bani deoparte când pot pentru vremuri de astea de criză, de urgență. In order to help them, give them time to look for another job. Ca atunci când se trezesc fără serviciu să aibă un pic de rezerve să poată căuta altă slujbă. You know, I think a lot of we can look at our own situation sometimes and look at it and seems hopeless. Câteodată privim la propria noastră stare și situație și zicem, nu-i nicio speranță. But the Lord says, trust me. Dar Dumnezeu spune, ai încredere în mine. Maybe he's waiting for people to get a start to these principles. Poate că Dumnezeu așteaptă să pornești în principiile astea. Maybe he's saying, I've kept you here long enough to where you would rely on me. Până când Dumnezeu spune, te-am ținut aici suficient de mult, de acum că ai încredere în mine, so I can give you more to handle. Pot să-ți dau ceva mai mult în administrare. Now you have these principles. Pentru că acum ai aceste principii. I don't know each situation what he's going to do in your life. Nu pot să cunosc fiecare situație în parte și nu pot să prevăd viitorul ce va vrea Dumnezeu din partea ta. God promises two things. Dar Dumnezeu promite două lucruri. Food and clothing. Haine și mâncare. Jesus promises those things. Domnul Iisus a spus, de ăstea Tatăl vostru se îngrijește. Paul in 1 Timothy 6 says, in such as you have, you will be content. Și Pavel spune la 1 Timotei capitolul 6, dacă aveți cu ce vă îmbrăca și dacă aveți ce mânca, trebuie să fiți mulțumiți. He says food and clothing. Haine și mâncare. I know I had to become content in my life with what I had before he would give me more. A trebuit ca și eu în viața mea să mă mulțumesc cu ce am avut înainte ca Dumnezeu să-mi dea mai mult. I have to manage whatever I have right now. Trebuie să administrez bine ceea ce am acum. That's all I mean, I know every situation is different. Știu că fiecare situație e diferită, e altfel. But put them goals down, put them in a plan and ask the Lord to help you with it. Dar repet ce am spus astăzi. Scrieți-vă planuri financiare, puneți-le înscris pe o hârtie, începeți să le trăiți și veți vedea că Dumnezeu binecuvintează. How were you able to get out of debt? You know, I was $1 million. I had really, a lot of the debt was, it took time. Bineînțeles că a trebuit timp. I had to cut other expenses. A trebuit să tai din alte cheltuieli. I had to be willing to sell things in order to pay debt off. Am vândut din lucruri ca să îmi achit datoria. I didn't need all those four cars. N-aveam nevoie de patru mașini. I was willing to sell them and start paying debt off. Așa că am vândut ca să plătesc datoria. I came into an arrangement with the bank and sold the office building that I had a debt on. Am avut un aranjament cu banca și am vândut clădirea de birouri pe care o dețineam și care mă băgase în datorie. But if God owns it all, I have to be willing to sell everything. Dar dacă Dumnezeu e stăpânul la toate, trebuie să fiu gata să le vând pe toate. I was so in debt, I was willing to sell my house. Am fost atât de îndatorat încât eram gata să-mi vând și casa. I'd rather rent than have freedom than have the freedom than to have debt. Aș vrea mai degrabă să stau în chirie undeva și să fiu liber de datorii decât să fiu în casa mea dar dator vândut. Now I know many people don't have anything left. Știu că mulți oameni ajung să nu mai aibă absolut nimic. In our country you're allowed to go what we say bankrupt. În țara noastră există o lege a falimentului. Yeah, bankruptcy was in scripture. Și vedem falimentul chiar și în Scriptură. God did not want people to go bankrupt, so he made everybody turn, we call every 7 years they had to turn it all back. Dumnezeu n-a vrut ca oamenii să fie în o experiență continuă a falimentului, așa că le-a spus după fiecare 7 ani, anulați datoriile. That's where our bankruptcy laws came from. Și de acolo avem și noi niște legi privitoare la faliment. The Bible says that, let me tell you what's happening in our country. Ce se întâmplă acum în țara noastră? I need to close here, so. Și apoi vom încheia. Many people are walking away from their debt. Mulți oameni încearcă cumva să întoarcă spatele datoriilor. When they could afford to pay for it. Când ar putea de fapt să și le plătească. The Bible says the wicked borrows and does not repay. Biblia spune cel nelegiuit împrumută și nu mai dă înapoi. If they are able to pay their debt, they're being wicked if they don't pay it off. Cel care ar putea să își plătească datoria, dar nu o face, este un nelegiuit. That's part of having a testimony. Și asta are de a face cu mărturia noastră.